Salutare din pădure! Salutare! Ne-am învățat la monede. Poate mai găsim azunele. Sau detectorul de la vergheta mea. Când o ating de el, puț, imediat o simte, o citește, că se transmite pătrija metalică. Ne băgăm tot printr-o pădure din asta, așa, mai în pantă. Sperăm să găsim ceva. Dezgroparul ăsta mic e cu mine. Dezgroparul este la strand, cred, că așa mi-a zis că se duce la strand. Dar e duminică și foarte aglomerat. Eu nu mă duc când e aglomerat nici pe degeaba, nici pe plus. Nu știu cum să vă zic, nu. Revenim din pădure. Am un semnal aici. Ia uitați ce s-a făcut foarte deasă pădurea. Nu am mers foarte mult. Și deja... Nu pot să cred, era la suprafață. Deci era ceva în frunze, nu știu care o să mai caut. Nu e un băț. Ce frate aici? Ce n-ai băim aici? Aici e ceva, da. Sârmă, probabil. E ceva la suprafață. Hai, mă. Ce mă supără el pe mine. L-am văzut. Ia uitați. Un glonțuleț. Da. Un glonțuleț aici. Plec mai departe. În vârful ăsta aici. Am dat decât fără să sap. Așa era cum îl vedeți. Da. Interesant. Mi-e foarte greu să și filmez, să mă trec cu toate după mine. Am urcat de acolo. Și o să vreau să mă dau și vârful de acolo. Dar e vegetația prea deasă, asta nu-mi place. În schimb, cicadele mă nebunesc cât îmi plac, ia auziți. Wow, ce liniștitor cântă. S-a rupt și detectorul, s-a rupt mânerul, sper să-l pot repara din nou mâine. Da, mă duc înainte, că am mai mers eu prin mărăcini de ăștia. Sper să vă arăt ceva. Aole, Doamne, ce cald e. Deci că eu sunt 37 de grade, mi-ar trebui așa 35, da. Să simte mult mai cald. Am dus-o pe Alex, bineînțeles, la prevenuța e Carina să joace. Sper să mă urc în vârful ăsta aici. Ca toți că mă urc acolo, dar nu m-am urcat niciodată să dau. Am dat cât de cât pe aici, prin zonă. Dar se umple de arbuși din ăștia și mulți mai înțeapă mai. Dar ne băgăm în ei cu Dumnezeu înainte. Sper să găsim ceva, că până acum mai nimic semnale, slab. Hai, loto. Am obosit. După încă 15 minute m-am băgat mai adânc în pădure. Tu pe aici cireșe, incredibil, frate. Cireșe și miroc pădure. Nimic. Lopată, detector, ia uite ce frumos face la. Pante destul de mare. Vin de acolo, de jos de tot. Dar nu... Da, mă, dai lopata, știu. Dar n-am semnale. E a doua coamă care o urc. Mai am una și încă una și ajung jos. Mă duc până în vârf, n-am să fac. Am spus că mă duc până în vârf. Nu am nici apă la mine, n-am nici ghiozdanul, nimic. Asta e. Le-am uitat. Ia uitați, oameni buni. Nu se vede.
Ia o mie pânză de păianjen. Nu se vede, îmi pare, chiar nu se vede. S-ar vedea puțin. Doamne, cât am muncit păianjenul ăsta aici. Se întinde de acolo. Vine așa. Până aici, uitați că stă frunza asta agățată în ea. Asta era agățată în ea. Cât am muncit, dragul de păianjen. Nu-mi vine să cred, n-am ce să vă arăt astăzi. Și eu că mai singur mai am noroc, dar... Văd că azi nu... n-ar fi cu noroc. Și... e foarte cald. Foarte, foarte cald. Cred că nu mi-a luat apa de... nu vine să plâng. Hai, bem când am ajuns la mașină. Nimic. Curată pădure. Curată pădure aici. E lopata. Și vegetație de asta e. Vă dați seama că s-a făcut peste tot full de copăcii de ăștia. Asta, scuze, scuze de filmare. Mi-a dat cașcheta rost că mor de cald. Au tăcut cicadele. Nu se mai aud. Se aude o muzică din depărtare, cred, la oameni de acasă. Mai jos cu vreo... a, păsările se aud. Mai jos cu vreo 2 km încolo de casă. Vreau să vadă ceva. Deci mă mai bat boschețe ăștia autură. Plec încolo. Revin. Sunt singur. Mai am un sunar aici. Vedem cum pot filma. Și de iarbă, stai acolo, tăticule. Cel măcar să fie îngropat. Ar fi ceva aici. Un glonț? Ia uite ce mai bun. Un glonț. Bun și ăsta. Vă arăt ceva. Sper să vin cu ceva frumos. Un semnal aici. Dacă e tot glonț, deci nu știu ce să întâmplă, dar e, e zona de glonțe, deci zici că e la poligonul lui, Doamne frește. Semnalul e cam același, cred că. Hai, mă! Stai să verific dacă mai e astupat. E foarte greu singur. Foarte, foarte greu. Ia detector, filmează, sapă. Ai mai scris cumva. Am săpat și greșit. A, nu-i acolo. S-a părut ruginit acolo. Ia uitați. Cum a ieșit singur în lopată. Asta cred că e din primul război mondial. Se vede un vârf foarte vechi, foarte, foarte vechi. Astea care sunt așa foarte ruginite, sunt foarte vechi. Oameni buni, astea fiind spuse, gata pe ziua de azi, e foarte cald. E 7 seara, dar mă rog, cred că în toată România nu mai e la Vâlcea. Ai greu să te plimbi așa prin pădure. De-o mă simt bine. Doamne, să-mi dea Dumnezeu puterea să fac asta până la 80 de ani. Mulțumesc mult că vă uitați la noi. Un like, o abonare ajută mult. YouTube-ul ne face să creștem puțin. Mi s-a umblat și tâmple de la căldură. N-am găsit cine știe ce.
Asta e. Sper că data viitoare să fie totul mai bine. Mulțumim frumos, Doamne ajută să ne vedem cu bine, sănătate la toată lumea.